trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani din municipiul Târgu Jiu și Comuna Licurici au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Aceștia au fost acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice după ce s-au luat la harță în incinta unui local public aflat pe raza municipiului Târgu Jiu în data de 15 februarie. Mai întâi au fost parteneri de pahar, însă cu cât taburii alcoolului le încețoșeau gândirea, cu atât dorința de scandal a tinerilor a devenit mai arzătoare, ajungând să exercite acte de violență unul împotriva celuilalt. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj trei persoane cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani din Târgu Jiu, respectiv Ligurici, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Aceștia, la data de 15 spre 16 februarie, ar fi exercitat acte de violență unul asupra celuilalt pe fondul consumului de alcool, în timp ce se aflau în incinta unui bar public. Cei trei tineri acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice au fost prezentați astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, unde s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.